Ne vedem și la Paris. Forța Steaua! Claudia Nechita, sportiva legitimată la clubul Steaua, reușea în urmă cu o lună prima victorie din istoria boxului feminin din România, la o ediție a Jocurilor Olimpice. După o bine meritată vacanță, pugilista antrenată de Adrian și Mihaela Lăcătuș a revenit în sala de box și se pregătește pentru celelalte competiții de anvergură din acest an. Claudia Nechita povestește într-un interviu pentru Steaua TV ce a însemnat pentru ea participarea la Jocurile Olimpice și își propune câștigarea unei medalii la ediția următoare de la Paris 2024. Claudia, cum a fost toată experiența asta de la Tokyo pentru tine? A fost foarte frumos, a fost o experiență nouă pentru mine. Cu siguranță Olimpiada este cea mai mare competiție și nu se compară cu nicio altă competiție europeană sau mondial. Este cu totul o altă experiență, sunt niște trăiri foarte frumoase pe care numai dacă ești acolo o să vezi exact. E greu de descris în cuvinte, chiar și cu pandemia, totuși pentru mine a fost ceva să reprezint România la asemenea nivel și la Olimpiadă este cu totul minunat. De-abia aștepți Parisul să fie acolo în primele trei, nu în primele cinci. Exact, exact. Asta îmi doresc, de asta mai continui și îmi doresc foarte mult acea medalie olimpică și sunt sigură că pot să o iau. Pentru ce te pregătești în acest an? Am campionatul mondial octombrie-noiembrie. Momentan nu se știe data și pentru asta mă pregătesc acum. Ce ar însemna o medalie la un campionat mondial pentru tine? La orice competiție mă duc cu gândul la medale și țintesc mai sus. Bineînțeles că mă voi bucura foarte mult, atât eu cât și antrenorii și echipa noastră. Cum s-a schimbat, nu știu, viața ta sau comportamentul celorlalți oameni față de tine după această experiență de la Tokyo? Sunt foarte mulți oameni care mă apreciază și mă respectă și asta nu poate decât să mă bucure. Viața mea nu s-a schimbat, tot la fel sunt, dar am primit aprecierea foarte multor oameni și asta nu poate decât să mă bucure și mai ales că am început să devenim cât mai cunoscuți. Până la urmă, asta și îmi doresc, ca boxul feminin să aibă o imagine mai bună și noi să, fetele care sunt aici și care vor veni din urmă, să vadă altfel boxul și să vină cât mai multe fete spre acest sport. În perioada 6-12 septembrie, pugilistele clubului Steaua vor participa la campionatul național de cadete, junioare, tineret și senioare, care va avea loc în sala sporturilor din Năvodari.